Bună și bine v-am găsit pe canalul nostru! Bună! Ne-am gândit să facem un tag... Ne-am gândit să facem un tag împreună și anume tagul cel mai bun prieten de best friend. Hai, vezi că ne-am adresat de engleză la gura. Da, păi de... Da, așa. Of course! My horse. Și avem... Nu știu, 20 de întrebări sunt, da? Le-am furat de la englezi. Da, de la americani, de la americani. Pe YouTube-ul românesc nu am văzut. Nu? Nu am văzut asta. Nici eu nu am văzut. O fi, dar nu am văzut. Și hai să începem. Da. Care este prima întrebare? Cum și când v-ați întâlnit? Păi ne-am întâlnit... Ieri, pe 7... Aprilie 2017, numărul nostru norocos. Da. A meu este, că s-a născut pe 17-7-7-7. Și eu sunt pe 27-01. 98, n-are niciodată, dar 27 mă gândesc. Dar avem cu 7-le peste tot. Și ne-am întâlnit la București, da, pentru prima oară. Dar ne cunoaștem de un an jumătate, mai mult de un an jumătate ne cunoaștem. Da. Nu știu sigur de precis că de la ce dată. Nu e niciun știu, trebuie să căutăm în e-mail-uri. Da. Dar tu de când ai început canalul de YouTube? Din septembrie 2015. A doua întrebare. Care a fost prima ta impresie despre ea? Prima mea impresie a fost că este o femeie puternică și asta nu spun din capul meu că este Janina. Serioasă, nu mă! Că vă strâmbați și zimbați. Da, mă! Nu, așa puternică pentru că... Pentru că mă uitam la clipurile ei și... De ce m-am mărușit? Mă simt emoționată. Da, dar nu, m-am nu. M-am mărușit, mă, hai. Nu, deja nu știe că eu sunt așa, verde în față. Ce gândesc aia să like? Bun? Like, cum zici tu, Jeanine? Like. Da, pentru că cum făceai clipurile, cum vorbeai, nu cred că era nimeni. Sau nu mă uitam eu la alți youtuberi așa, cum făceai glume, cum făcea niște clipuri atunci cu... Țin de era unul cu o rochie de mireasă. Zici, cum băi nene, să te duci cu rochia de mireasă la mare, țiu sau ceva de genul ăsta, știu? Rochii de mireasă penibre. Da, mă, da. Și m-am amuzat așa, adică mă uitam la clipurile ei, mă bine spunea. Prima mea impresie a fost, eu vreau să văd ce este în interiorul ei, mai departe de cum apare. Da. Pentru că în momentul în care am văzut, mi-a plăcut așa de mult eleganța ei. Și știi că mai clasa, Alex. Nu, nu știu. Ce clasă? Clasa ce? Hai mă, nu face reclamă la mașină acum. Nu mă, are așa. Și ce mi-ai spus mie? Mi-ai spus că Alex în tine m-am revăzut eu când eram în tinerețe. Deci eu știu foarte bine, am o memorie foarte, foarte bună. Da, are dreptate, are memorie de elefant. Îmi place pentru că eu sunt foarte... Nu să spunem piele, sunt la piele, când simt o persoană care îmi place la piele. Îți place cum e persoana aia, nu? Sau cum... Da, ai feeling, nu? Feeling, simți. Mamă, iar ne modă la grecele mea, zi acolo, în italiană. Feeling, solo de feeling. Care este memoria ta preferată împreună? Memoria, amintirea, da. Uite, vezi Google-ul ăsta, nici ăsta greșește, nu, doar nu noi, nu greșim mai. Amintirea pentru mine este când ne-am bătut cu zăpadă, foarte mișto. Da, amintirea mea... E bună, nu-mi pare, e așa, cu minte, în față, dar când e... Mă dezlănțui? Nu, e o dilie. Deci erau trei persoane, bine, Janina, Rosela și soțul meu. Și ne-am bătut pe toți, ne-a făcut drept. Soțul meu i-a dat un mun aici, lui Janina tot așa în spate, lui Rosela, dar nimeni nu a apucat să-mi dea mie. Nu, păi ea n-am apucat să o lovească, nu știu. Amintirea mea este când ne-am văzut, cum de ieri, că am avut, adică am făcut, avem multe amintiri împreună într-o perioadă atât de scurtă, asta este. Am făcut multe chestii. Am împlut și încă mai zile, avem de toate zilele frumos. Și să mai avem. Descrieți-vă reciproc într-un cuvânt.
Eu o să spun despre ea pentru că am apucat să o cunosc foarte bine, o femeie puternică. Pentru că știu, din câte mi-a povestit, știu viața cât de cât și eu consider că este o femeie puternică. Suflet bun. Da, mă, da. Eu pentru tine... Mai bine ai fi spus răbdătoare, că rău! Nu, cuvântul meu pentru Alex este super bun. care este numele tău de mijloc? Ai alt nume în afară de Jaina? Elena! Leana! Alex nu are, o cheamă numai Alexandra. Alex. Ce număr pori la picior? Stai să mă uit. Măi, Jaina, tu port 38. Da. Da. Hai că e, zici, un 37, 38, 39, 38. Și eu? Și ea 37, să vedem măsură. 37, poți? Da. Like. Mateo? Like. Listă de elemente. Numește trei elemente pe care le porți tu întotdeauna la tine. Trei chestii pe care le... Dacă n-a spune copii, doi copii și telefonul, n-a spune nimic. Alexandra, telefonul. Și bijuteriile, cecelușul cu brățăluca, sunt două. Da, mă, asta. Și verigheta. Da. Și tu, Jenny, stai, mă, că... Eu nu mai mult despre că... Îmi cade pletele alea. Ai schimbat apa. Ce ia mă unul după mine? Tu? Telefonul și atât. Telefonul? Un accesoriu care avem toate femeile. Sau ce, ca un parfum, sau ce? Geanta, Alex. Geanta. Și unghiile. Da, mă, mai vezi. Gluma favorită. Habar, mă. Asta putem să o iau. Dacă ați comanda o pizza pentru ea, care ar fi toppingul pe care și-l dorește? Geanta, tocmai ți-am spus asta, nu știu, că n-am mâncat pizza împreună și nici nu... Dar ți-am spus că îmi place o pizza. Cu ananas. Da, mă. Yeah! Pizza Hawaii. Ceva cu ananas. Pizza Hawaii, da. Bine. Și tu cu 4 stagioni, ca să fie cu de toate, ca să fie... Nu-ți place pizza, că te-ai săturat până peste cap de ea. Nu-mi place 4 stagioni. Mâncarea ta preferată. E parmigiana cu vinete. Aia e pizza mea preferată, ca să știi așa, data viitoare. Când ți-ai face, să știu să spun niște vinete. Vinete. Mâncarea preferată. O să zici la mine să iei numerul ăsta. O să vă fac un video în care să vă arăt cât mănâncă omul ăsta de 50 de kilograme. Omulețul ăsta mic mănâncă ceva de speriat. Dar să nu vă luați după ea. O să vă faceți ca mine. Dacă mâncați eu ca știu ea, vă faceți ca Jeanine. Eu știu ce îi place Jeanine. Îi plac niște vinete din acelea la cuptor. Cum se numește? Parmigiana. Parmigiana. Faci tu la cuptor. Vinete roșii. Spune din parmigiana. Vinete roșii. Una peste alta. Da. Că ai făcut clip. Se numește... Parmigiana. Se numea canalul meu italienesc Parmigiano. De la Parmigiana. Alex e cam pretențioasă la mâncare. Păi tu n-ai zis că mănânc orice. Păi mănânc orice, dar trebuia să spun ceva preferat. Aha. Și nu este puiul. Nu. Este pește. Pește este obligată. Ah, ok. La ce numai? Care este aroma favorită la înghețat? E simplă, ne din două. Ea e cu vanilie și cacao. Da. Iar la mine... Ciocolată. Ăsta, cu căpșuni. Căpșuni, da. Dar nu știm că noi nu prea am mâncat așa invitată. Nu, dar este o preferată a mea, căpșuni. Muzica preferată, artist sau formație? Bă, mie îmi place... Dar nu, place. Nu. A, nu, mă, Irina Login era de te-ai încălcat. Nu, mă, Dragomir Oaica. Nu, mă, ne place, ne place Delia. Da, mă, chiar ne place Delia și ca personalitate, da. Ca tip, așa, e super, da. Ok. Delia ne place la nebunie. Filmele preferate? Eu... Să nu zice Titanic. Nu, te iubesc, mulțumesc. Eu urăsc Titanic, știu că o să mă urți și voi pe mine. Dar eu, Titanic, mi se scoală părul pe mine. Măi, nene, stai mă să te... Trebuie să-mi spuneți mie acum, de ce prostul ăla a murit și ea... De ce a murit?
Adică ăla s-a stat agățat, da, aia n-avea loc pe pluta aia și el. De ce prost a stat în apă și ea? Că era slăbuță. Putea să pui avut noi pe pluta aia. Nu mă inedă, mă. Și eu, voi știți, Marco îi place la nebunie. Voi ai mai pomenit un băiat să-i placă Titanic? Am uitat. Face așa. Amo, hai să vedem Titanic. Ce? Titanic? Nu, mă scuzați, da. Nici ce îmi place, nu? Nu. Îmi plac eu comediile. Eu ador comediile. Da, păi trebuia să spun o altă, dar am început. Dar nimic, ne cunoaștem și acum. Într-o zi liberă. Ce este asta? A, asta este cu ABC și ABC. Într-o zi liberă. În general, pot să-mi întârziu să-mi spun un moment de zi. Ce facem? Ce scriem într-o zi liberă, el, ea, în general, ce faci tu? Pot dormi târziu, se ridică la un moment dat. No, ce faci tu într-o zi liberă? Aha. Prefer să dormi sau să stai într-o zi liberă? Pot dormi până târziu, se ridică la un moment dat, normal se ridică la un moment dat și se ridică mai devreme. Nu, Jalina, chestia e ori dormi, ori te scot de vreme. Jalina doarme, lenevește, eu știu, lenevește. Jalina le dădea mesaje. Eu sunt o jântiță, eu lenevesc. Și Alex nu o să scoală de mine. Da. Da, o să vedeți voi când o să crească băieții că doarme așa. Ce face e? Ea îi place și ce nu? Ce îi place și ce nu? Ce îi place e și ce nu? Lui Alex nu-i plac persoanele care se dă mari. Și așa false. Și ce îi place, ce nu-i place? Și îi plac... Ce îți place ție? Îi place de mine. Da, mă! Plac. Încă la trai. Și ție ce-ți place? Ție-ți place, Jeanne, să te machiezi. E o plăcere de... E ok. E foarte ok. Și ce nu-ți place? Falsitatea asta. Da, ipocrizia, ipocrizia. Minciuna. Care sunt... Că mi se termină memoria mie. Puntele forte și punctele slabe. A lui Alex forte este că e o găgică foarte tare. Are așa un caracter puternic. Și slabe că ar, după părerea mea, ar trebui să fie un pic mai independentă. Da. Are tare forte, adică, na, care sunt, pentru că ești tu, ți-am spus și cred că se repetă întrebarea asta, ce îmi place la tine, așa, forte pentru că azi ești, tu ești independent, ai înțeles, și slabe pentru că ai încredere în prea multe persoane. Ea îmi spune mama răniților. Da, așa este. Care sunt temerile și fobiile? Care sunt? Temerile, fobiile. Ah, ok. Eu știu, pentru amândouă. Temerile noastre sunt, sau temerea mea este că nu vreau să plec de pe lumea asta să-mi las copiii și Jeanne la fel. Pentru asta se teme ea. Da. În rest, temeri sau fobii, că mi-e frică de șarpe, că mi-e frică de întuneric, astea nu sunt temeri. Sunt doar nu cred eu că ți-e frică, tu ești de lie rău. Da. Eu am o mare frică, una singură. Mi-e frică de înălțim. Mâine mergem pe Dacă v-am spune vouă, vă dați seama că dacă nu știe ea, înseamnă că știe toată lumea asta. Nu puteți să spunem. Da, avem. Ce admir cel mai mult la cea mai bună prietenă? Întrebarea asta s-a repetat într-o perioadă. Da, lasă, nu mai spune. Okay. Nu mai. Și să tăguim. Și asta cu tăguitul, noi nu tăguim pe nimeni. Fiecare, cine are să facă, cine are prietena lângă el, poate să facă. Asta a fost clipul, sper că v-a plăcut, nu uitați să dați like, să vă abonați la canalele noastre, să activați clopoțelul ca să nu pierdeți niciun clipuleț, nici de al lui Alex, nici de al lui Jani și ne vedem data viitoare, like, ciao!